Dragilor, ori de câte ori are ocazia, Adelina Pestrițu se implică activ în ajutorarea copiilor care au nevoie de susținere pentru diverse tratamente medicale. De data aceasta, Adelina ne cere ajutorul pentru a-i salva viața micuțului Mihai. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bună ziua! Bună ziua! Bună, Mihaiță! Ce faci? Ce faci? Te-ai rușinat? Da. Ce faceți? Mă faceți să plâng din prima clipă. Mă emoționează tot ce ține de Mihaiță și de când am auzit de cazul lui. Nu m-am mulțumit doar să stau pe margine și să zic Doamne ajută, ci mi-am și dorit foarte mult să mă implic în această campanie și să fac tot ce pot. Mihaiță are 3 ani și jumătate, iar până acum nu a făcut nici măcar un pas. Suferă de atrofie musculară spinală, o boală genetică rară care se manifestă prin pierderea progresivă a mușchilor cu rol în mișcare. De un an de la aflarea acestui diagnostic crunt, părinții au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și pune fiul pe picioare. Mihaiță e un copil foarte vesel, vioi, jucăuș și zâmbitor. Foarte mult îi place să ieșim cu dânsul în drum, să joace cu copiii. Timpul strigă de să alergăm, dar în căruț. El îți dă seama că e în căruț. Ultimul timp începe să întrebe de la cine să iei piciorușele ca să poată smargă și el. La anii pe care i-are este foarte matur pentru că a trecut prin foarte multe și urmează să mai treacă. Mi se pare foarte mare pedeapsa pe care o are și nu merită. Adică niciun copil din lumea asta nu merită să fie bolnav. Mihaiță, știi cât de fericită sunt să te cunosc în realitate? Poc, 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 poc. Trebuie să-l botezăm cumva pe robotul ăsta. Să-i spunem cumva. Vrei? Care este tratamentul pentru această boală? Sunt practic 3 tratamente. 2 tratamente de întreținere care copilul, un bolnav, le primește toată viața. Și este un tratament, un anumit preparat care e foarte, foarte costisitor. O injecție care se face intravenos. Mihai are șansa a merge. Are șanse foarte mari și sperăm să totuși reușim și să administrăm injecția asta. Care este termenul maxim? Acum, la moment, termenul maxim merge nu la vârstă, dar la kilograme. 13 kg și jumătate. Mihai acum are 13 kg. Riscul, dacă adaugă în greutate, deja noi ne putem administra. Sunteți foarte puternică și aveți nevoie în continuare de putere. Drumul e foarte greu și lung, dar deja ați parcurs jumătate. Să fii mamă și să ai un copil care depinde de 2.100.000 de euro pentru o injecție, prețul vieții lui, mi se pare o povară foarte greu de dus. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Mai multe despre acest caz și despre felul în care putem participa și noi la salvarea vieții lui Mihaiță discutăm acum cu Adelina. Bine ai revenit, Adelina! Bine v-am găsit! Bună. Bine v-am regăsit! Cum ai aflat de cazul lui Mihaiță? Mi-a scris o fată care îi cunoaște foarte așa bine. Mi-a propus să postez acest caz. N-am stat mult pe gânduri. Eu am verificat dacă este un caz real, pentru că pe internet, desigur, circulă foarte multe informații și trebuie să verificăm. Și m-am implicat în această campanie încă de anul trecut, dar mai în amănunt, ca să spun așa, în săptămâna mare, atunci când le-am dedicat tot spațiul meu de Insta Story, timp de o săptămână, am postat numai despre acest caz, sute de postări pe zi și mi-a dat ocazia să pot să strâng o sumă destul de mare pentru Mihaiță, ceea ce înseamnă foarte mult pentru familia lui. Înseamnă că ai o comunitate foarte receptivă. Foarte receptivă, da. Și
M-au ajutat în această campanie, m-au ajutat foarte mult cei din comunitatea mea. Au donat, îmi dădeau capturi cu donațiile pe care le-au făcut, atât prin SMS la 8828 cu text Mihăiță, cât și transferuri propriu-zise direct în conturile mamei lui. Înțeleg că e nevoie de o sumă de bani destul de mare. 2.100.000 de dolari, am zis euro în material, dar... De atât este nevoie. Bine, în prima fază, îți dai seama că după o să mai aibă nevoie de bani pentru tratamente, dar suma asta exorbitantă trebuie strânsă în timp limită, pentru că timpul trece, el se mărește, se dezvoltă, are nevoie de susținere. Da. Ce sumă ai strâns până acum? Nu am strâns doar eu suma asta, au fost foarte mulți oameni care s-au alăturat. Eu am reușit să strâng undeva la 300.000 de euro. Și în total cât în perioada în care le-am dedicat tot spațiul pe Instagram. Dar în toată perioada de când este campania și de când foarte mulți oameni s-au implicat, s-au strâns cu totul 1.089.000 de dolari. Wow! E bine. Deci ar mai fi nevoie de încă pe atât. E bine. Eu am fost și sunt în continuare foarte recunoscătoare celor care s-au implicat. Au fost foarte multe branduri unde chiar eu am sunat și le-am propus să facă aceste donații. Parte dintre cei care au renumite branduri în România m-au sunat ei și au venit cu donații foarte mari, chiar și de 10.000 de euro un singur brand. M-am bucurat să văd că n-au stat pe margine și doar să spună Doamne ajută, ci s-au implicat cu ce au putut. A contat foarte mai mici, mult mai mari. Că te-ai implicat tu și probabil alte persoane care au credibilitate totuși în mediul online, pentru că, așa cum ai spus și tu mai devreme, au circulat, mai ales în perioadele de sărbători, circulă foarte multe cazuri din păcate, nu sunt reale, din păcate. Nu știu dacă, știi, cumva, adică e ciudat spus, din păcate, dar e din păcate contextul... pentru că sunt oameni care se folosesc de niște lucruri de genul ăsta ca să stoarcă bani de la... Da. Deci, foarte rău, mi se pare, să te folosești de un diagnostic... fals ca să aduni bani. Dar aici nu este cazul. Cazul este verificat din toate unghiurile și este un caz real. Aici putem să spunem că, din păcate, este un caz real. Da. Pentru că are amiotrofie spinală de tip 2, o boală foarte rară. Foarte rară. Unde e nevoie de foarte mulți bani, de foarte multă susținere din partea celor din jur. Nu știu cine dispune de 2.100.000 de dolari să-i aibă în cont și să zică, da, mâine merg să-i fac tratamentul copilului. Care sunt șansele de recuperare? Care sunt șansele de vindecare? Dacă putem să obținem această sumă destul de mare, are foarte multe șanse, pentru că au mai fost cazuri în România. Da, știu. Chiar și Robert. Și Robert, da. Da, a strâns, am piele de găină de câte ori fac referire la o reușită, pentru că îmi doresc foarte mult și pentru Mihăiță această reușită. El a strâns această sumă exorbitantă și s-a dus în America, dar nu mai știu exact în New York sau nu mai știu. Nu mai exact știu nici eu. Dar știu că a fost o reușită. Da. Deci se poate. Se poate, da. Și îmi doresc foarte mult ca cei de acasă să doneze în continuare, să... Pot intra la el pe Instagram. Așa. Să citească toate detaliile, pot trimite SMS la 8828 cu text Mihăiță, pot face transferuri directe direct în conturile asociației, pot face chiar și contracte de sponsorizare, așa cum au făcut și brandurile cu care eu am discutat și care au avut bunăvoința să doneze sume mai mici, mai mari, nu contează. Contează să ne alăturăm și contează să facem tot ce putem pentru acest copil. Bun, ne oprim pentru câteva momente de publicitate, o să ne întoarcem curând, vom continua discuția noastră cu Adelina, scurtă pauză acum. Am revenit alături de Adelina Pestrițu, de la care chiar vreau să aflu cum va petrece ziua de mâine cu micuța Zeni. Mi-aș fi dorit să o petrec în curte, cu mult soare, dar la cum arată prognoza meteo, probabil că o vom petrece în casă, dar avem party organizat. Este ok, ne descurcăm. Ce tematică? Sper că nu se uită la televizor, pentru că înțelege absolut tot.
știe absolut tot, da. Și probabil că acasă o să mă întrebe dacă ajunge această informație la ea. Mami? Spune ceva de un party. Da, Miki și Mini o vor vizita acasă. Oh. Ea este mare fan. Anul trecut de ziua ei a avut invitați și chiar zilele trecute mă întreba. Am anunțat-o că în curând va face 3 anișori, în august. Și m-a întrebat, mergem la Miki și la Mini? Zic, da, s-ar putea să te viziteze ei mai repede, dar vedem. Ce și drăguț. Într-adevăr, mâine o să o viziteze, o să-i aducă și un cadou. Mami este ajutorul lui Miki și lui Mini, tati pe altă parte și tot așa. Asta e foarte bine. Nu că dacă n-aveai o variantă sau până vă vizitează Miki și Mini, uite-ți, lansam invitația de a veni la Teatru Ion Creangă. Avem un program special dedicat copiilor. Cei care n-aveți un program mâine, vă așteptăm în sala de teatru, că mâine oricum o să plouă destul de tare pe afară și ne mutăm cu toate activitățile la interior, deci putem să Eu sunt foarte fericită acolo. Că s-au reluat ușor, așa, mai timid. Activitățile artistice. Da, foarte fericită sunt. Cum sărbătoreai în copilărie ziua de 1 iunie? Ieșeam cu clasa în parc și coloram. Așa? Făceam tot felul de jocuri. Mm-hmm. Posibilitățile erau limitate, nu? Ca acum vin personajele acum de la Disney vin, acasă. Exact. Ai un, cum ai zis, macaron? Da, da, da. Ne-a citit Coven pauză ceva interesant. Da, da, da. Am primit istoria macaron. Am primit o explicație foarte bună. De la o telespectatoare. Înseamnă, da? Ai de gând să o citești acum? De la Mihaela... Da, foarte frumos, dacă tu mai zis... Mihaela Milanović, da. Spune, bună ziua, macarons este un substantiv șlefuit de limba franceză, însă originea acesteia vine din Italia, macaroni sau macherone. Au apărut încă din anul 1650, însemnând a luat moale. Preluat de patiseria franceză, macarons au fost inițial consumați de persoanele ce evitau carnea, iată. Migdalele din compoziție fiind de mare ajutor pentru un aport energetic ridicat. Rețeta originală era destul de simplă, fără a avea acea culoare care astăzi ne fură toate privirile și ne lasă gura apă. Secolul 20 a fost marcat de prezența celebrului biscuite, însă Pierre, e un nume ciudat, i-a adus un touch celebru, crema din mijloc. De atunci acest desert a intrat în categoria unui dulce de lux, fiind preparat din cele mai bune ingrediente. Da. Lungă explicație. Da, mulțumim. Da, uite, ne-a explicat cineva că nu știam ce e cu macaronsul ăsta, domne, care e treaba cu el. Da, dar uite, acum am aflat. De la italieni a plecat totul. Mâine putem să facem petrecere cu macaron. Mâine putem să îl mâncăm. Da. Exact. În voie. Cât macaron mâncai când erai mică? Da, nu știu, mă mulțumeam cu burger. Aia, tot semăna, știi, ceva mai tot, de dimensiuni. Tot un fel de, exact. Da. E ceva de care ți-e dor din copilăria ta? De vacanțele la bunici, la țară, da. Mi-au plăcut foarte, foarte mult și chiar mi-e dor. Ce se întâmpla în aceste vacanțe? Nu știu. Păi stăteam mult în natură, iarbă așa? Verde, prânzul în natură, multe alergătură. Animăluțe în jur, da, copii. A, să înțeleg că bunicii frumos. Nu libertate, te luau... Libertate, libertate! Da. Nu te luau la muncile câmpului, să zic așa? Mă duceam că... de drag, să știi. Okay, okay, mergeam da. Și la fân. Asta zic, că, știi, când da, participai da, da. La anumite activități, da. Uneori nu era atât de plăcut. Te era chiar frumos. Era, da. Da. Eu duceam mâncare bunicului, când era la coasă. Am înțeles. Deci, okay. Am participat, n-aveți cum să ziceți că sunt străină de aceste... Mm-hmm. Activități. Dacă, nu știu, acum ai mai vrea să... Aș vrea, da. Aș vrea și pentru Zeni. La țară, aș vrea la și Zeni? Pentru da, Zeni, da, să îi arăt toate frumusețile României. Pentru că în România, trebuie să recunoaștem, avem așa un stil aparte. Și mi-ar plăcea să petreacă mai mult timp la țară. Mai greu acum, dar... Așa. Asta e. Asta e. Țara nu mai e ce era. În funcție de program, de posibilități. Mai mergem din când în când, dar... Acum, Ana, știi cum e? Lași Maldivele deoparte într-un an și te duci la țară, nu, știi? Nu e rău nici, nici în Maldive. Nu e rău. Dragă, e foarte bine să guste din toate, să vadă da. Tot. Exact. Da. Corect. Nici așa. Prea, nici foarte, foarte. Știi cum e? Să păstrăm așa un echilibru. Nu, dar ce-i drept, noi chiar am avut copilărie. Da, de foarte frumoasă. Noi chiar am avut copilărie, Cove. Copilărie de aia, din povești. Da.
Ne jucam, știți? Că ne jucam unii cu alții, afară. Fără telefoane. Mai ții minte? Da, da. Tu ce jocuri jucai când erai mic? Sunt și copii care se joacă. Nu jucai jutronul, elasticul, aveam foarte multe. Clar. Da. Chiar a fost frumos. Eu aveam tabletă când eram mic, îmi pare rău să vă zic. Deci chiar eu mă jucam foarte mult pe tabletă. Adică aveai o tablă, tabla aia de la scară, unde erau astea cu electricitatea? Mă rog, se zicea abac, dar e un fel de tabletă și practic primele ecuații matematice le-am făcut pe abac. Foarte drăguț, da. Da. Frumos. Voi ce faceți de 1 iunie? Uite, mă gândeam să mă duc la teatru la Cove. Bun. Că ce, eu nu sunt copil? Da. Exact. Și avem și o ediție specială înainte, cu Vorbește Lumea. Și uite, așa o să o țin într-o copilărie. Și o ținem într-o copilărie, da. Da. Mâine cred că mâncăm și dulce, avem dezlegare la dulce, nu știu dacă macaron. Da. Am început azi cu un tort. Macaron nu știu dacă avem mâine, dar un tort ceva tot prindem. Fac eu un drum și, așa? Și ne lași și nouă. Bun. Da. Da. Aoleu, nu face promisiuni de azi. De la party, da. Și vin și cu Michi. Asta zic, vin și cu Michi și cu mine. Că și Laura este... Niște trotinete, ceva, orice aveți nevoie, vă puteți baza, avem curtea plină. Eu nici n-am fost la Disney acolo. Așa? Adică, da, nu. N-ai fost să-i vezi? Măcar o dată în viață. Mi-aduc aminte, eram copil, m-au dus părinții, aveam 3 ani, 4 ani. Și mă din gură. Măi, ce Disney aveai tu? Minciunile tale. Cum mă, n-aveam Disney? Unde, în grădină? Da, la țară, la Buzău. L-am avut și noi, stai liniștit. Nu Disney de la Cove, ăla era Disney de la adevărat. Cum, mă, cum ajungeam, du-te la sifoane, du-te ia apă. Bă, ce Disney frumos era, n-aveai treabă. Mulțumim tare mult. Eu vă mulțumesc, Adelina, foarte, foarte mult. Mult succes în tot ceea ce faci. Petrecere frumoasă mâine. Mulțumesc, la fel și vouă.